Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi mă aflu în fața dumneavoastră, am plăcerea să fiu în fața dumneavoastră, să vă prezint câteva lucrări și ce să spun, am mai luat câte ceva. Această mască, acest costum care e un fel de pânză unde trece aerul foarte bine prin ea, costă ceva, dar merită. Am mai luat o afumătoare electrică, e foarte bună. Și am făcut diferite lucrări în stupină, vom vedea ce și cum în următoarele filme. Deocamdată o să vă prezint un stup unde mătcuța, aici voi prezenta un stup, să punem camera, să se vadă mai bine, unde am pus, data trecută când am verificat eu, era o matcă la împerecheat. Dacă nu s-a împerecheat, voi face o unificare rapidă într-o anumită metodă, o să vedeți cum. Îmi cer scuze pentru că vecinul taie lemne, se aude în fundal. Am mai trecut și pe niște hrănitoare, aceste hrănitoare, care vor fi, bineînțeles, aceste hrănitoare sunt foarte bune pentru stupii ăștia. Ieftine, sunt destul de ieftine, nu e problemă. Și am tăiat folia și prin ele hrănesc foarte simplu, fără a deranja familia. Am trecut și pe tratamentul cu acid formic. Necesar este o farfurie și această siringă pentru a măsura cantitatea de acid formic și, bineînțeles, absorbante pentru femei. Acum să vedem dacă acest mic roi dacă va fi desfințat sau va fi ajutat. În funcție de, iată, aici este absorbantul, în funcție de ce găsim aici, vom lua decizia de a desfința sau a continua, bineînțeles, cu să aibă continuitate, se poate trece de iarnă. Îl vom ajuta dacă este cazul. Dau un pic cu fum, vedeți, este fum, ajunge atâta, ca să curăț ceara de deasupra. Curăți foarte simplu. Eu am început și tratamentul acesta cu acid formic. Nu folosesc fumegații. Cad destul de bine păduș. Da, vom vedea ce avem aici. Fac acest filmuleț după un timp îndelungat ca să arăt cum se poate proceda pentru a extinde sau a desfința un roi care nu mai e viabil. Stupina a crescut la putere. Dar și ca număr. Voi lua prima ramă, am văzut albinuțe cu polen. Cea mai mare plăcere a mea ar fi să găsesc o marcă care ouă. Mai sunt vreo câteva albine. Și se pare că am găsit o matcă care depune ouă
Da. Avem marca care depune ouă. E împerecheată. Și acum știm ce decizie să luăm la această. Deci, o strânge va rămâne. Vedeți, au fost multe rame. Ea, la un moment dat, era puternică, era stupul plin. Dar a tot scăzut, tot dând regine la împerecheat, nu s-a împerecheat, și a tot scăzut. Eu n-am mai vrut să investesc în ea cu puier. Și a rămas cu mână de albin. Bineînțeles, aceste albine nu vor putea duce până la capăt marca care au atacat. Atunci voi trece, voi căuta o ramă mai goală. Aceasta e o ramă folosită pentru stimulare. Am nevoie de rame goale. Sunt cu miere. Și cred că va trebui să le duc la centrifugă, pentru că am nevoie de rame goale. Am nevoie de rame goale și astea toate au miere în ele. Am găsit și una mai goală. Una, a doua mai goală. Haideți că cam găsesc de ce am eu nevoie. Și asta are miere. Bun. Cam așa. Astea vin scoase, ele pe două rame, îl vom face pe șase ca să intre în iarnă, deci nu le lăsăm așa. Avem de unde. Le vor fi rame extrase pentru a debloca cuiburi. A, uite, încă una neagră. Una neagră foarte bună pentru a debloca cuiburi. Și am cuiburi blocate, o să vă arăt și cum și unde. Asta scutură. Și voi aduce ramă cu puier căpășit. Acum mă voi duce la un stup să iau trei căpășiți, să-i pun la această fetiță mică care s-a împerecheat. Cum mă tot face asta? Foarte bine că s-a împerecheat. N-am crezut că are viitor. Asta se pare că s-a răzgândit. Acopăr temporar ca să zboare albinele pe aici. Acolo. Și voi merge la o familie unde n-am folosit stimulare pentru a lua puiet.